Șomerii din județul Hunedoara, înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, au o nouă șansă de a-și găsi un loc de muncă. Vineri, în 12 mai, între orele 9 și 12, va avea loc o nouă bursă a locurilor de muncă în Deva, Petroșani și Orăștie. Evenimentul se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a celor care doresc să se reorienteze profesional spre ocupații cu posibilități de menținere a raportului de muncă pe termen mediu și lung. De această dată, la nivel național, se desfășoară Bursa Generală a Locurilor de Muncă în data de 12 mai. AJFM Hunedoara va organiza în trei locații acest eveniment. La Deva vom fi prezenți la Inspectoratul Școlar, la Petroșani, la sediul agenției noastre din Petroșani și la Orăștie, la sediul agenției din Orăștie. Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă îl constituie creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacțiunii directe dintre angajator și solicitantul locului de muncă. Rata șomajului la nivelul județului în luna martie era de 3,87%, actualmente fiind înregistrați aproximativ 6.500 de șomeri indemnizați și neindemnizați. Cei mai mulți dintre șomeri au studii liceale, urmați fiind de cei cu studii gimnaziale și primare.